Comisia constituită pentru verificarea dosarelor a constatat că nu este vorba despre niciun fel de incompatibilitate în ceea ce îi privește pe cei 15 consilieri locali din orașul Techirghiol, astfel încât fiecare a fost validat și a putut depune jurământul de credință pe Constituție. La rândul său, Iulian Constantin Soceanu a depus jurământul de credință, adăugând că mulțumește tuturor cetățenilor orașului, indiferent de opțiunea electorală pe care au avut-o pe 5 iunie. Noul edilșef spune că pentru început dorește să treacă cu bine de sezonul estival, după care va demara procedurile de depunere a proiectelor europene. Vom finaliza proiectul de amenajare, de modernizare străzi în orașul Techirghiol, urmând ca pe viitor să accesăm toate fondurile posibile care ne vor putea ajuta pentru dezvoltarea orașului nostru. În această vară, la Techirghiol au avut loc o serie de manifestări culturale, dar și evenimente dedicate turiștilor și locuitorilor deopotrivă. De astăzi, în orașul Techirghiol se desfășoară festivalul de muzică ușoară pentru copii, Glasul Speranțelor. Este la 15-a ediție, urmând ca pe data de 20 august să sărbătorim zilele orașului Techirghiol. În această vară vom deschide și, începând cu data de 11 iulie, complexul de agrement din orașul nostru.